Efeseni, capitolul 5, vom citi de la versetul 18 la versetul 21, pagina 1149. Deschidem Biblia la Efeseni, capitolul 5, de la versetul 18 la versetul 21. Dacă am găsit, haideți să ascultăm cu atenție. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos și supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Doamne, te rugăm în momentele următoare, prin Duhul Tău cel Sfânt, să realizezi tot ceea ce am citit în acest pasaj în viața bisericii Tale. Doamne, vrem să ascultăm porunca Ta de a fi plin de Duhul Sfânt. Vrem să vorbim între noi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și inima noastră să fie plină de laudă la adresa Ta. Vrem să avem o inimă mulțumitoare întotdeauna și pentru toate lucrurile. Și vrem să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Așa că te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, fă lucrarea aceasta în mine, în frații mei, în surorile mele, în familiile noastre și în biserica Ta. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Titlul mesajului din această dimineață este chiar porunca principală pe care o găsim în pasajul pe care l-am citit, și anume, fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. Acum, probabil că mulți dintre dumneavoastră știți că umplerea cu Duhul Sfânt sau plinătatea cu Duhul Sfânt este una dintre cele mai controversate, cele mai dezbătute subiecte biblice, dar și unul dintre cele mai greșit înțelese subiecte biblice. Întreabă un credincios, orice credincios, ce înseamnă să fii plin de Duhul? Și vei vedea că în foarte multe cazuri răspunsul pe care îl vei primi va demasca fie ignoranță, fie frică, fie speculație, fie fanatism, fie indiferență. De ce? De ce e atât de multă confuzie când vine vorba despre umplerea cu Duhul Sfânt? De ce e atâta nebuloasă în mintea noastră când te gândești ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Și cred că răspunsul este același ca în orice alt domeniu confuz cu privire la credința creștină. Este de fapt o problemă dublă. Fie nu s-a dat învățătură pe acel subiect, fie s-a dat învățătură greșită pe acel subiect. Eu îmi doresc din toată inima, cu smerenie, să fim o biserică ce evită ambele probleme. Așa că în această dimineață n-am nicio intenție de a dezbate o teorie în contrast cu o altă teorie. Ideea mesajului de astăzi vreau să fie cât se poate de practică, de încurajatoare și sper, m-am rugat toată săptămâna, cât se poate de transformatoare pentru viața fiecăruia. Vreau să ne aducem aminte, asta e ideea mesajului, dacă iei notițe, asta ar trebui să notezi. Vreau să ne aducem aminte că trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt dacă vrem să fim creștini sănătoși, puternici și credincioși. Trebuie să fii umplut de Duhul Sfânt pentru a fi un urmaș al lui Hristos sănătos, puternic și credincios până la capăt. Dar de ce? Vedeți, noi ne strângem aici și de cele mai multe ori vorbim și ar trebui să vorbim despre trăirea creștină, nu? De aceea venim aici, să ne îndemnăm unii pe alții. Am văzut în urmă cu două săptămâni, la dragoste și la fapte bune. Să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi, să nu avem o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Dar dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că o singură persoană care a trăit pe acest pământ a putut să trăiască cu adevărat ca un creștin.
Trebuie să recunoaștem că a fost un singur om care a trăit ca un creștin adevărat. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Noi toți ceilalți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fiind păcătoși, o singură dată să păcătuiești, e suficient ca să-ți fie imposibil să fii la fel ca și Hristos. Să trăiești ca și Hristos. Și totuși, asta e chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Iată o chemare, aparent, imposibilă. Dar Romani 8:29 spune că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Și atunci întrebarea este aceasta. Cum se poate ca niște oameni păcătoși, ca mine și ca tine, să fim ca și Hristos? Să vorbim ca și Hristos? Să ne comportăm ca și Hristos? Ba auzi, să-i tratăm pe alții cum i-a tratat Hristos. Cum e posibil așa ceva? E bine, Efeseni 5:18 ne dă răspunsul în această dimineață. Fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. Cu alte cuvinte, este voia lui Dumnezeu să avem Duhul lui Dumnezeu, ca prin cuvântul lui Dumnezeu, noi copiii lui Dumnezeu, să devenim asemenea cu Fiul lui Dumnezeu. Asta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Cum se întâmplă toate acestea? Fiind plini de Duh. Dați-mi voie o mică notă de subsol înainte ca să intrăm în text. Dragilor, când vorbim despre umplerea cu Duhul Sfânt, nu vorbim, sau mai bine zis, Biblia nu vorbește, nu se referă la a primi mai mult din Duhul Sfânt. Ca și cum Duhul Sfânt a venit în noi doar pe jumătate. Nu a venit toată persoana, a venit un sfert din Duhul Sfânt și noi vrem mai mult din Duhul Sfânt. Ar trebui să ne reglăm puțin vocabularul și gândirea după Scripturi, nu după părerile noastre. Vezi tu când ești născut din nou. Când te încrezi în Hristos și te pocăiești de păcatele tale, din momentul acela, imediat, permanent și complet, Dumnezeu, Duhul Sfânt, locuiește în inima ta. Pentru că Duhul Sfânt nu e o putere, să zici că vine doar pe jumătate, jumate din putere. Duhul Sfânt este o persoană, fie o ai, fie nu o ai. Romani 8:9 spune foarte clar, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este a lui. Acela nu este a lui. Deci dacă ești în Hristos, nu ai nevoie ca Duhul Sfânt să mai coboare în timp mai mult peste tine. El trăiește deja în tine, pentru că ești al Tatălui, ești în Hristos și Sfânta Treime nu se rupe. Duhul Sfânt este în tine. Dar există o diferență între locuirea Duhului și umplerea cu puterea Duhului. Aici e diferența. E o diferență în a fi locuit de Duhul și a fi plin de puterea Duhului. Există multe pasaje din Noul Testament care vorbesc despre umplerea cu Duhul, dar toate aceste pasaje de obicei doar descriu fenomenul umplerii cu Duhul. Iată cum s-a întâmplat, iată cum a arătat, iată ce s-a văzut în exterior. Însă ascultați-mă, dragilor, Efeseni capitolul 5, de la versetul 18 până în capitolul 6, este singurul pasaj din Noul Testament care îți explică ce înseamnă să fii plin de Duhul. Toate celelalte îți descriu. Acesta este singurul care îți explică. Ce înseamnă lucrul acesta? Că toate celelalte pasaje care descriu umplerea cu Duhul Sfânt trebuie înțelese prin lentila textului care explică. Așa funcționează Scriptura, dragilor. Asta este o regulă de bază a interpretării Scripturii. Textele descriptive le interpretăm întotdeauna în lumina textelor prescriptive sau explicative. De aceea Efeseni capitolul 5 este un text crucial pentru viața noastră și pentru această învățătură. Textul pe care l-am citit ne învață patru aspecte ale unei vieți umplute, pline de Duhul Sfânt. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, haideți să vorbim puțin despre contrastul umplerii cu Duhul Sfânt. Contrastul
umplerii cu Duhul. Observați că versetul 18, dacă vrei eu nu să-l afișez, mulțumesc. Versetul 18 începe cu o interdicție. Nu vă îmbătați de vin. No, frate Iosua, ce înseamnă lucrul ăsta? Exact ce citiți. Exact ce citiți. Nu-i un limbaj simbolic aici. Nu e o semnificație mai adâncă, ceva mistic aici. Textul înseamnă exact ce auziți. Creștinii n-au ce să se îmbete. Proverbe 21 spune, vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Deci Pavel spune, nu vă comportați ca niște nebuni. Asta e opusul la înțelept. Nu vă comportați ca niște înțelepți îmbătându-vă cu băuturi alcoolice. De fapt, aici Apostolul Pavel oferă o aplicație specifică la principiile generale menționate în versetele 15 și 17, Galateni 5:15. Zice așa, luați deci bine seama la felul în care umblați, nu ca niște neînțelepți. Da? Versetul 15. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și apoi vine versetul 18, nu vă îmbătați de vin și avem un motiv. De ce? Pentru că lucrul acesta este și duce la destrăbălare. Destrăbălare. Ei, în limba greacă, cuvântul destrăbălare e un cuvânt foarte interesant. E același cuvânt ca și cuvântul pentru mântuire, doar că are o negație atașată la el. Foarte interesant, nu? Cu alte cuvinte, Pavel spune aici, sau vorbește aici, despre ceea ce neagă sau contrazice starea de salvat. Starea de om mântuit. De aceea în Efeseni 5:18 Pavel spune, nu vă îmbătați de vin, de ce? Pentru că un astfel de comportament contrazice mântuirea ta. Este în contrast cu nașterea din nou. Contrazice când te comporți așa, când trăiești așa, contrazice faptul că tu ești în Hristos. Și atunci cum ar trebui să trăiesc în așa fel încât să evit să contrazic mântuirea mea? Dimpotrivă, iată contrastul, da? De aceea spun că vorbim despre contrast. Dimpotrivă, în loc să nu fii neînțelept, în loc să nu fii nepriceput, și asta este de multe ori arătat prin îmbătare cu tot felul de lucruri toxice, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Caută să fii plin de Duh. Rămâi plin de Duh. Observăm deci că a fi plin de Duh este în contrast cu a fi îmbătat de vin. Aici nu e o comparație, cum cred unii. Aici este un contrast. Adică a fi plin de Duh nu înseamnă o intoxicație spirituală, nici vorbă. Nu înseamnă că nu mai ai control, că îți pierzi controlul atunci când vine Duhul. Te uiți pe internet la tot felul de ciudățenii, când spune ei că vin Duhul, încep să nu mai aibă control asupra trupului, asupra minții, asupra... Nu asta înseamnă să... Nici vorbă. Vezi, când o persoană se îmbată cu vin, persoana aia își pierde controlul, e adevărat, nu? Nu știi la ce să te aștepți din partea ei, dar nu așa este cu cel plin de Duhul Sfânt. Nu, ci înseamnă să fii supus controlului Duhului Sfânt. Da, și cel îmbătat este sub o influență și cel plin de Duhul Sfânt este sub o influență. Asta e singurul punct comun. Dar a fi plin de Duhul nu înseamnă, dragilor, a fi îmbătat cu Duhul. Știți că în ziua cincizecimii, tocmai am citit textul, credincioșii au fost umpluți cu Duhul Sfânt și necredincioșii se uită la ei și cum îi cataloghează? Băi, par a fi beți. Și Apostolul Petru intră imediat în discuție și în Fapte 2:15 Petru spune mulțimii, oamenii aceștia nu sunt beți, cum credeți voi, căci este abia ceasul al treilea din zi. Foarte bun argumentul lui Petru, nu? N-au cum să fie beți că nu s-au deschis încă magazinele. E prea devreme, de-abia s-au trezit, asta spune Petru aici.
Petru neagă clar că manifestarea lor ar avea ceva de a face cu a fi îmbătat, cu starea de beție, fie ea chiar și spirituală. Dragul meu, a fi plin de Duhul nu înseamnă să-ți pierzi echilibru, a fi plin de Duhul înseamnă să-ți câștigi echilibru. Să fii în echilibru, să fii un om echilibrat. Galateni 5:22 spune că roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și, care e ultima, dar nu cea din urmă, înfrânarea. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, nu ești neînfrânat. A fi plin de Duhul îți oferă acea abilitate divină de a controla zone ale vieții tale pe care nu le poți controla, în care nu poți intra, peste care nu ai stăpânire dacă de fapt nu ești plin de Duhul Sfânt. O, a fi îmbătat te duce în amorțire, dar a fi plin de Duhul Sfânt este un stimulent pentru sfințire, pentru control, pentru echilibru. Îți oferă control peste viața ta cu ajutorul Duhului Sfânt pentru a te putea împotrivi ispitelor. Când ai Duhul Sfânt, ai puterea de a trăi în ascultare. Când ești plin de Duhul Sfânt, ai puterea de a sluji cu credincioșie. Când ești plin de Duhul Sfânt, ai puterea de a mărturisi cu îndrăzneală. Când ești plin de Duhul Sfânt, ai puterea chiar să suferi cu bucurie. De ce? Pentru că ești plin de Duhul. Și Duhul rodește în tine, Duhul dă pe din afară toate aceste lucruri prin tine. Așadar, dragilor, ăsta este contrastul. Da? A fi plin de Duhul Sfânt nu e acea experiență extatică în care îți pierzi mintea, îți pierzi controlul, nu mai știi de tine, căzături pe spate, zvârcoliri și tot felul de lucruri de genul acesta. Nu, asta e departe, cât se poate de departe, de lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă. Dar în al doilea rând, haideți să medităm și asupra chemării de a fi umplut cu Duhul Sfânt. Am văzut contrastul, acum haideți să vedem chemarea, pentru că versetul 18, partea a doua, este o poruncă. Nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini. Cuvântul ăsta plin în limba greacă și în limba română înseamnă același lucru. Plin. Când ești plin, știu că sună redundant, dar asta e vorba noastră. Când ești plin, ești plin. Nu? Ce înseamnă până la urmă că ești plin? Păi să umpli ceva până la saturație. Cuvântul plin înseamnă, poartă cu el exclusivitate, deplinătate. Ceva ce e plin nu mai are loc. Nu? Nu mai are spațiu pentru altceva. Așadar, când Biblia ne spune că trebuie să fim plin cu ceva, înseamnă că acel ceva este forța care te conduce, este influența care te controlează, este factorul dominant al vieții tale. Oh, noi putem să fim plini de multe lucruri, nu-i așa? Și fizic, și spiritual. Și nu avem timp în dimineața aceasta să vă fac o listă doar din Scriptură cu privire la lucrurile de care noi putem să fim plini. Dar Efeseni 5:18 ne cheamă să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. La un moment dat un grup de păstori încercau să organizeze o campanie de evangelizare și au vrut să-l cheme la acea campanie de evangelizare pe marele evanghelist Moody. Și erau entuziasmați de prospectul ca acest evanghelist, acest om al lui Dumnezeu să vină, să predice și îl lăudau foarte mult, erau bucuroși. Apoi au primit și răspunsul, Moody era disponibil, era liber, va veni la ei și era așa o încântare. Doar că la un moment dat unul dintre ei s-a plâns zicând: măi, fraților, așa vorbiți toți de parcă fratele Moody are monopol asupra Duhului Sfânt. Și unul dintre ei, mai în vârstă, i-a spus: nu, frate, știm că fratele Moody nu are monopol asupra Duhului Sfânt, dar îl lăudăm atât de mult pentru că e evident în viața lui că Duhul Sfânt are monopol peste viața lui Moody. Dragilor, asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Duhul să aibă monopol asupra atitudinilor, alegerilor, gândurilor și cuvintelor tale. Dar ce înseamnă mai exact porunca aceasta de a fi plin de Duhul Sfânt? Dați-mi voie să vă ofer rapid 4 răspunsuri. Prima dată te rog să înțelegi și să te gândești că ce găsești în Efeseni 5:18, partea a doua, partea a întâi, tot versetul de fapt,
Este o poruncă, nu e o sugestie. Efeseni 5:18 e o poruncă, dragilor, nu e o sugestie. Observați că Biblia nu ne poruncește nicăieri să fim botezați, să fim locuiți, să fim dăruiți, să fim pecetluiți sau să fim unși cu Duhul Sfânt. Nu există porunci cu privire la aceste lucruri. De ce? Pentru că ele vin la pachet. Ele fac parte din echipamentul standard atunci când ai fost mântuit. Îl primești la convertire. Le primești toate acestea la nașterea din nou. Dar Biblia ne poruncește să fim plini de Duhul. De ce? Pentru că ai nevoie de puterea Duhului ca acel echipament standard pe care l-ai primit să funcționeze așa cum trebuie. De aceea Biblia spune, fii plin de Duh. Este o poruncă, dragul meu, nu o sugestie. De fapt, așa cum spuneam, sunt două porunci aici în versetul 18. Și ambele porunci au aceeași greutate înaintea lui Dumnezeu. Să știți că din perspectiva cerului, este la fel de grav pentru un creștin să nu fie plin de Duhul Sfânt, ca și cum este la fel de grav ca un creștin să se îmbete cu vin. E aceeași problemă. Probabil nu înțelegem greutatea versetului, dați-mi voie să explic caricaturizând puțin lucrurile. Dar le exagerez un pic în momentele următoare, doar ca să înțelegeți mai bine ce vrea să spună Apostolul Pavel. Gândiți-vă, imaginați-vă că ați intra pe ușa bisericii și s-ar simți aici, în locul acesta, un miros greu și puternic de alcool. Ce părere ați avea? Gândiți-vă că nu i-ați înțelege pe cei care conduc închinarea aici în față, nu le-ați înțelege cuvintele, pentru că azi dimineață au consumat. Imaginați-vă o scenă grotească în care comitetul trebuie să îl ia de umeri și de brațe pe păstor și să-l ducă la amvon că-i beat. Ai venit într-un astfel de loc? Te-ai simțit jignit, ofensat, e o blasfemie așa ceva, chiar și gândul ne cutremură. Ei, dragilor, Biblia spune că la fel de scandalizat ar trebui să fii când ușierul care te primește la ușă nu este plin de Duhul Sfânt. La fel de scandalizat ar trebui să fii când cei care sunt aici în față și conduc închinarea nu sunt plini de Duhul Sfânt. La fel de scandalizat ar trebui să fim când predicatorul care predică nu este plin de Duhul Sfânt. Și la fel de scandalizați ar trebui să fim când ascultătorii care ascultă nu sunt plini de Duhul Sfânt. De aceea Apostolul Pavel le așează în același verset. Dragilor, a fi plin de Duhul Sfânt e o poruncă, nu e o sugestie. În al doilea rând, a fi plin de Duhul Sfânt, porunca aceasta e pentru orice creștin, nu doar pentru unii. Este pentru orice creștin, nu doar pentru unii. Observați limbajul inclusiv al textului. Da? Fiți atenți că Pavel nu spune aici fi plin la singular, ca și cum s-a referit doar, nu știu, prezbiterului sau prezbiterilor din Efes, lui Timotei care era în Efes. Nu zice fi plin, ci fiți plin. Și nu zice doar unii să fie plini de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, viața asta plină de Duhul nu-i doar pentru penticostali, nu-i doar pentru carismatici, nu-i doar pentru elitele spirituale, nu-i doar pentru liderii bisericii, nu-i doar pentru cei care slujesc într-un mod vizibil. Unii spun că umplerea cu Duhul Sfânt este doar pentru un anumit tip de credincioși. Nu, dragilor, este o poruncă pentru toți. De fapt, dacă citiți din versetul 22 încolo, până în capitolul 6:9, Pavel ne arată ce fel de relații are un om plin de Duhul Sfânt. Da, fiți plin de Duh. Și apoi îți descrie cum arată un om plin de Duhul Sfânt în relații. Și pe măsură ce citești textul acesta, e clar ce spune Pavel. Fiecare soț creștin și fiecare soție creștină trebuie să fie umplută cu Duhul Sfânt. Fiecare copil creștin și fiecare părinte creștin trebuie să fie umplut cu Duhul Sfânt. Fiecare angajator creștin și fiecare angajat creștin trebuie să fie umplut cu Duhul Sfânt. Păi tu îți imaginezi cum ar arăta o casă, o familie, în care fiecare membru ar fi plin de Duhul Sfânt? Cum ar arăta locul tău de muncă dacă toți de acolo
ar fi credincioși și ar fi plini de Duhul Sfânt? Vă puteți imagina ce biserică ar fi Biserica Sfânta Treime dacă toți membrii, fiecare membru, ar fi plin de Duhul Sfânt? E o poruncă, nu e o sugestie, este pentru toți credincioșii, nu doar pentru unii. De asemenea, în al treilea rând, e o experiență repetabilă, nu unică. Umplerea cu Duhul Sfânt este o experiență repetabilă, nu unică. Da, cincizecimea, ceea ce s-a întâmplat acolo, este unic. Pentru că coborârea Duhului Sfânt, ca și dovada faptului că Hristos s-a înălțat, jertfa Lui a fost primită, șade la dreapta Tatălui și Tatăl își împlinește promisiunea față de Fiul. Ceea ce sărbătorim astăzi și s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, e în aceeași linie cu întruparea, jertfa, moartea, învierea și înălțarea Lui Hristos. Nu putem să mai cântăm, Doamne, mai vreau rusalii, că asta înseamnă să spui exact același lucru ca și cum ai spune, Doamne, mai vreau să mori odată, mai vreau să te întrupezi odată, mai vreau să înviezi odată. Nu, asta e odată pentru totdeauna. Dar noi, prin credință, intrăm în implicațiile acelor evenimente. Ne bucurăm de consecințele acelor lucruri. Și una din consecințele repetabile a pogorârii Duhului Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt nu e o lucrare care s-a întâmplat odată și gata. Ai experimentat-o, ești sfânt, ești perfect și nu mai e nicio treabă. Nu, e o experiență continuă pe care credinciosul trebuie să o primească din nou și din nou și din nou. Țineți minte, în Matei 16, Petru deja era născut din nou, era clar. Ucenicii n-au fost născuți din nou în ziua cincizecimii. Erau deja născuți din nou. Și Petru, născut din nou, stă de vorbă cu Domnul Iisus și când Domnul Iisus întreabă, cine ziceți voi că sunt eu? Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, asta ne zice Domnul, nu? Ce spune? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. De unde știm că e inspirat? Păi versetul următor. Da? Domnul Iisus spune, tu zici lucrul acesta nu de la tine, nu carnea și sângele ți le-a descoperit, ci Duhul lui Dumnezeu. Dar același Petru, care aici e inspirat de Duhul lui Dumnezeu, peste câteva versete, când Domnul Iisus vorbește despre suferințele lui, același Petru ce face? Îl mustră și ce-i spune Domnul Iisus în Matei 16:23? Înapoi a mea, Satanu, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor. Și dragilor, așa suntem toți. Într-o clipă ne gândim la lucrurile lui Dumnezeu și în cealaltă clipă s-a întâmplat, nu? În cealaltă clipă te gândești la lucrurile oamenilor. De aceea, dragul meu, mișcă-te repede în fața lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu în mod continuu să fii plin de Duhul Sfânt. Să ai parte de experiența asta. Vă dau un singur exemplu. Uite, dacă, de exemplu, vorbești cu cineva și în timp ce vorbești cu persoana aceea, ești convins și cercetat de un păcat din viața ta, ei, în momentul acela, în mintea ta, roagă-te, spune lui Dumnezeu cât se poate de repede, Doamne, știu că eu n-am ce să-i dau lecții fratelui meu sau surorii mele, n-am eu ce lecții să-i dau prietenului meu, dar iartă-mă pentru păcatul meu și umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Și continuă să-ți faci lucrarea. E o poruncă, nu e o sugestie. Este pentru toți, nu doar pentru unii. Este repetabilă, nu este unică. Și în cele din urmă îți este oferită. Umplerea cu Duhul Sfânt îți este oferită, nu-i realizată de tine. Lucrarea umplerii cu Duhul Sfânt nu e realizată de tine, este darul lui Dumnezeu. Verbul din versetul 18 este la diateză pasivă, adică e o poruncă ce trebuie să o împlinești, dar nu poți să o împlinești de unul singur. Trebuie să fii umplut de Duhul Sfânt, dar nu tu ești cel care umple, tu doar poți să fii umplut. E la fel ca și dragostea. Poți să poruncești cuiva să iubească. Așa e că poți să poruncești cuiva să iubească. Nu vă gândiți la sentimente. Că dragostea biblică nu-i doar sentimente. Da? Să arăți dragoste. Dar nu poți să poruncești cuiva să fie iubit. De ce nu poți porunci să fie iubit? Pentru că nu ține de el lucrul acela. Trebuie să existe cineva care să fie gata să-l iubească. Ei bine, dragilor, vestea bună este că în Hristos cineva e gata să te iubească. Și în Hristos cineva este gata să te umple cu Duhul Sfânt. De fapt, Duhul Sfânt, atât cât îl cunosc eu până acum,
Duhul Sfânt este mai nerăbdător să te umple decât aștepți tu și cauți tu să fii umplut. De aceea 1 Tesaloniceni 5:19 spune, nu stingeți Duhul. Nu stingeți Duhul, fiți plini de Duhul. Aceasta este, dragilor, chemarea umplerii cu Duhul Sfânt. Haideți să mergem mai departe. Am privit la contrastul umplerii cu Duhul, la chemarea umplerii cu Duhul. Dați-mi voie să spun ceva și despre condițiile umplerii cu Duhul. Cum poate fi o persoană plină de Duhul Sfânt? Bun, am înțeles. Domnul vrea să fiu plin de Duhul. E o poruncă. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Ei bine, nu găsim niciun capitol în Biblie care să ne spună asta. Nicăieri Biblia nu ne oferă un proces clar, explicativ pentru umplerea cu Duhul. De fapt, dați-mi voie să clarific puțin lucrul acesta. Vedeți, Biblia nu ne spune să ne rugăm ca să fim plini de Duhul. Biblia nu ne spune că trebuie să așteptăm să fim umpluți de Duhul. Biblia nu ne spune că trebuie să cineva să-și pună mâna peste tine ca să fii umplut de Duhul. Toate lucrurile astea pot să fie bune dacă sunt folosite cum trebuie, dar Biblia nu spune asta când vine vorba despre umplerea cu Duhul. Unii spun că poți să fii umplut cu Duhul dacă chiar îți dorești lucrul acesta. Dar, dragul meu, vreau să-ți spun ceva, lui Dumnezeu nu-i pasă dacă ție tu vrei sau nu vrei, dacă dorești sau nu vrei. Dumnezeu poruncește lucrul acesta. E o poruncă, nu e o sugestie. Și atunci, cum pot să fiu umplut cu Duhul? Ei, vă rog să mă urmăriți cu atenție. Pentru că trebuie să ne construim puțin drumul și să lăsăm Biblia să interpreteze Biblia, nu experiențele noastre să interpreteze Biblia. Noastră, știți că cartea aceasta, Efeseni, mai are o carte în Biblie care e geamăna ei? Geamăna cărții Efeseni este Coloseni. De ce spun că sunt surori gemene? Pentru că Efeseni și Coloseni se bucură de o relație deosebită, au foarte mult material în comun. Multe din temele pe care le găsești în Efeseni, le găsești și în Coloseni. Parcă cumva Apostolul Pavel se repetă în aceste două cărți. Ambele scrise de Pavel, ambele scrise în închisoare. Și tema centrală a cărții Efeseni este Biserica ai trupului Hristos. Tema centrală a cărții Coloseni este Hristos e capul bisericii. Acum, haideți să fim atenți. Dacă citim capitolele 3 și 4 din Coloseni, vom vedea că e o paralelă a ceea ce Pavel scrie în Efeseni 5 și 6. Deci capitolele 3 și 4 din Coloseni sunt exact, aproape exact același conținut ca și capitolele 5 și 6 din Efeseni. Aceeași viață e descrisă în ambele pasaje. Știți care e diferența între cele două pasaje? Efeseni 5:18 nu apare în Coloseni și Coloseni 3:16 nu apare în Efeseni. Efeseni 5:18 spune că pentru a avea o astfel de viață trebuie să fii plin de Duhul. Pavel, ce înseamnă să fii plin de Duhul? Păi îți explică Coloseni 3:16, dacă vrei să pui o nuț. Coloseni 3:16 spune că pentru a avea o astfel de viață din belșug trebuie ca cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în tine. Și apoi despre ce vorbește? Psalmi, cântări de laud, exact ceea ce urmează și după Efeseni 5:18. Observați? Haideți să citim. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu toată, nu ăsta era contextul și în Efeseni 5, înțelepciunea. Cu mulțumire în inimile voastre, cântați lui Dumnezeu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Dragilor, iată răspunsul la întrebare. Viața plină, umplută de Duhul lui Dumnezeu, este rezultatul direct al umplerii din belșug cu ce? Cu Scriptura. Cu cuvântul lui Hristos. A fi plin de Duhul înseamnă a fi plin de cuvântul lui Dumnezeu. Cineva spunea așa de bine, Dumnezeu nu umple cu Duhul pe cei care cred în plinătatea Duhului, deși trebuie să creadă. Dumnezeu nu umple cu Duhul pe cei care își doresc din toată inima, deși trebuie să-și dorească, ci Dumnezeu umple cu Duhul Său pe cei care ascultă și se supun cuvântului. A fi plin de Duhul, dragii mei, este direct legat
strâns legat, organic legat de supunerea și ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba tot vrei să fii umplut de Duhul Sfânt, dar tu n-ai nicio relație cu Scriptura. Tu nu-ți umpli mintea și inima cu Cuvântul lui Dumnezeu. Uite, vă fac o provocare în dimineața aceasta. Arătați-mi o persoană care e cu adevărat plină și umplută de Duhul lui Dumnezeu. Și o vă arăt de fapt o persoană care e dedicată Cuvântului lui Dumnezeu. Care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, memorează Cuvântul lui Dumnezeu, meditează la Cuvântul lui Dumnezeu, ia în serios Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu care e inspirat de către cine? De către Duhul lui Dumnezeu. Nu? E opera Duhului. Duhul și Cuvântul lucrează în echipă. Sunt un duet care niciodată nu poate fi separat și întotdeauna cântă în armonie. Dacă vă uitați înapoi în Efeseni 6, în Efeseni capitolul 6, după ce Pavel descrie umplerea cu Duhul care se vede în relațiile dintre noi, știți despre ce vorbește din versetul 10 până în versetul 20? Căci noi n-avem de luptat. Deci vorbește despre războiul spiritual. Ascultă-mă, dragul meu, dacă trăiești o viață plină de Duhul, forțele întunericului te vor ataca. Pentru că din momentul acela devii o amenințare pentru ele. Întrebare, cum biruiești în acest război spiritual? Ce spune Pavel în pasajul acela? N-avem timp să-l mai citim acum. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Și o găsim descrisă din versetele 14 la 17. Dar versetul 17 ne prezintă un element al armurii care e atât defensiv cât și ofensiv. Care e acela? Legat de Duhul lui Dumnezeu. Sabia Duhului, și în caz că nu știi cu ce lucrează Duhul, în caz că nu știi cum se manifestă Duhul, versetul ăsta îți explică destul de clar. Ia sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Iată o dovadă și din Coloseni și iată o dovadă chiar din Efeseni. A fi plin de Duhul lui Dumnezeu înseamnă a fi locuit din belșug de Cuvântul lui Dumnezeu. Vezi, dragul meu, când vei începe să trăiești cu seriozitate Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce înseamnă asta, nu știu, de exemplu să ierți, da? Îți spune Domnul într-o anumită situație în care ți s-a greșit, e foarte clar, trebuie să ierți. Ei, în momentul acela, dușmanul se va ridica și te va ataca, va face ce poate el ca să nu ierți. Dar vezi, Duhul lui Dumnezeu este aliatul tău intern care te va întări pentru a rămâne pe poziții. Sunt anumite situații în care prin puterea ta nu poți să ierți. Sunteți de acord? Ați trecut prin așa ceva? Pe unii ierți foarte ușor. Parcă nici nu stai să te rogi prea mult, pur și simplu l-ai iertat. Măi, dar sunt unele persoane, sunt unele situații, nu poți să ierți. Ei bine, ai nevoie de puterea Duhului ca să nu dai înapoi când sentimentele alea de mânie, de frustrare, resentimentele se ridică din nou. Și Duhul te va ajuta să nu dai înapoi. Dar, deși Duhul este aliatul credinciosului, Duhul nu luptă pentru tine oricum, ci Duhul se va lupta doar cu arma sa. Și care e arma sa? Cuvântul. Păi dacă tu nu ai niciun cuvânt al Scripturii strâns în inima ta, tu nu-i oferi Duhului ceva cu care să te poată ajuta. Dar cu cât citești mai mult, cu cât strângi mai mult cuvântul în inima ta, cu atât, ce zice psalmul? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să biruiesc prin puterea Duhului, ca să nu păcătuiesc. O, cu cât meditezi mai mult la cuvântul lui Dumnezeu, cu cât memorezi mai mult cuvântul, este ca și cum ai ascuți și mai mult sabia Duhului cu care trebuie să te îmbraci. Și Duhul îți va da putere pentru a face ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. Dragul meu, dacă pui accent doar pe cuvânt, fără Duh, te vei usca. Dacă pui accent doar pe Duhul lui Dumnezeu, fără cuvânt, vei exploda. Dar dacă ai înțelepciunea de la Dumnezeu să ții în echilibru Duhul lui Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu, vei înflori. Vei crește. Și, dragă Biserică Sfânta Treime, este vremea să creștem. Este vremea să creștem. De aceea trebuie să fim plini de Duhul, crescând în harul și cunoașterea
Domnului Iisus. Și haideți să încheiem mesajul. Am văzut contrastul, am văzut chemarea, am văzut ceea ce Domnul ne arată în versetele acestea legat de condițiile umplerii cu Duhul Sfânt. Care sunt caracteristicile umplerii cu Duhul Sfânt? De unde știu eu că sunt umplut cu Duhul Sfânt? Cum pot să identific un om care este umplut cu Duhul Sfânt și să-L urmez pe El? Păi suntem acum la versetele 19 la 21. Vă spun din start, ca să nu fiți speriați, nu stăm pe versetele astea cât am stat pe versetul 18, da? Doar le menționăm pe scurt, trei caracteristici vedem aici. Repet însă ce am spus la început. Sunt foarte multe pasaje care menționează umplerea cu Duhul. Dar te rog, dragul meu, și asta e slujba mea de păstor, să te echipezi și să te avertizezi, fii foarte precaut cu cineva care îți explică ce înseamnă să fii umplut cu Duhul și pornește de la faptele apostolilor. De ce? Pentru că tot ceea ce citim acolo sunt descrieri, nu explicații. Sunt descrieri, nu explicații. Și sunt descrieri ale unei vremi pe care noi nu mai trăim astăzi. Cum adică, frate, vrei să spui că Duhul lui Dumnezeu nu mai face minuni, nu mai lucrează? Nu, nu asta spun. Cred din toată inima că Duhul lui Dumnezeu lucrează și astăzi cum a lucrat și în urmă cu 2000 de ani. Cred asta. Dar ei trăiau într-o vreme pe care noi nu mai trăim astăzi. Care e acea vreme? Intersecția între Vechiul Legământ și Noul Legământ. Vechiul Legământ trecea, Noul Legământ apărea. Era începutul bisericii. Noi nu mai suntem astăzi la începutul bisericii. Și noi suntem pe deplin în Noul Legământ. Nu ne-am mai intersectat cu Vechiul Legământ. De aceea, mare atenție la lucrurile acelea. Tot ceea ce citim în Faptele Apostolilor trebuie înțeles prin lumina textelor clare din epistole, cum este Efeseni, capitolul 5. Vedeți, aici avem de-a face cu o poruncă la prezent continuu. Și nu-i doar o poruncă, pentru că în versetele următoare, Pavel explică cum arată o viață umplută de Duhul Sfânt. Așa că, înainte de a privi la ce spune textul, dați-mi voie să vă arăt ce nu spune textul. Și vă rog să vă uitați în versetele 19 la 21, Ionuț nu le poate pune pe toate trei, de aceea uitați-vă dumneavoastră cu ochii acolo, ca să nu credeți că inventez eu ceva. Se vorbește despre umplerea cu Duhul, da? Ăsta e subiectul textului. Vedeți aici vreo vorbire în limbi? Vreo viziune? Vedem aici auzirea unor voci sau fenomene extatice? Adică în textul principal care ne vorbește despre umplerea cu Duhul, nu găsim niciunul din acele fenomene care pe unii ne instigă, ne intrigă, ne entuziasmează și unii chiar le caută intens. Nici măcar nu sunt menționate întreagăt. De fapt, versetele 19 la 21 și dacă citiți până în capitolul 6, spun foarte clar că dovada principală a umplerii cu Duhul, a plinătății cu Duhul, este modul în care îi tratezi pe ceilalți. Asta ți arată. Îi modul în care îi tratezi pe ceilalți oameni. Ce folos că tu vorbești în limbi când tu nu știi să vorbești cu soția ta? Ce folos că vorbești în limbi când nu știi să vorbești cu copiii tăi? Ce folos că faci lucruri extraordinare și extatice când tu nu știi să vorbești cu prietenii din jurul tău și să-i chemi la credința în Hristos? Textul spune că dovada principală a plinătății cu Duhul se vede în modul în care îi tratezi pe ceilalți oameni. Și pot să vă împărtășesc ceva ce mi-a făcut mintea să explodeze când am studiat textul acesta? Vedeți, sunt unii oameni care astăzi și de-a lungul timpului s-au tot lăudat cu ce au făcut ei prin Duhul și cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care vorbesc așa de mult despre umplerea lor cu Duhul. Dar, dragilor, să știți că nu există loc în Scriptură în care o persoană umplută cu Duhul să pretindă și să vorbească numai despre lucrul acesta. O mai spun o dată ca să o înțelegem, să o mestecăm. Nu există persoană în Scriptură umplută cu Duhul lui Dumnezeu care să se dea mare și să pună accent numai pe ceea ce a făcut Duhul în mod extraordinar. Nu există așa ceva. Știți de ce? Pentru că Ioan 15 cu 26, Domnul Iisus spune așa: când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, în caz că nu știm cine este, adică Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, va mărturisi despre Hristos.
Și Ioan 16:14, Domnul Iisus spune că atunci când va veni Duhul, El mă va proslăvi. Adică Duhul Sfânt este acea persoană din Sfânta Treime care nu atrage atenția asupra ei înșiși. Atunci când Duhul se manifestă, El nu pune reflectorul asupra Lui, ci întotdeauna spune, priviți la Hristos, priviți-L pe Hristos, Hristos este înălțat. Iar dacă tu ești umplut cu Duhul, nu te vei mândri de cât de plin ești cu Duhul, de cât de uns ești de Duhul, de câte daruri ai, de cât de duhovnicesc ești tu, ci vei trata pe ceilalți așa cum Hristos i-a tratat. Vei vorbi cu ceilalți așa cum Hristos a vorbit, ba, mai mult decât atât, îi vei iubi pe ceilalți așa cum Hristos i-a iubit. Așadar, cum arată o persoană plină de Duhul Sfânt? Foarte rapid, versetul 19. Persoana aceea are o închinare călăuzită de Duhul. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul din inimă. Amin. Deci, conform acestui text, textul principal pe doctrina umplerii cu Duhul, prima caracteristică a plinătății cu Duhul este că Duhul te învață să te închini. Și în mod special aici Pavel dă exemplul închinării prin ce? Prin cântare. Asta nu înseamnă că dacă înainte să fi fost umplut cu Duhul Sfânt, tu nu știai să cânți, după ce ai fost umplut cu Duhul Sfânt, minune, știi să cânți. Dar nu înseamnă că dintr-o dată știi să citești o partitură și poți să vii la cor. Nu despre asta este vorba. Nu? Dar ceea ce spune aici este că, deși nu cânți ca nu știu cine, inima ta va fi plină de cântare. Va fi plină de laudă. Psalmul 104 zice, intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați numele. Amin. Dar vezi, lauda asta nu-i doar pentru tine, că zice acolo în versetul 19, vorbiți cu cine? Deci nu te zidit pe tine, nu-i despre tine vorba aici. Vorbiți între voi, între noi. Unde se face asta? Da, se face în casele noastre, se face în familiile noastre, dar epistolele vorbesc în primul rând cu biserica. De aceea cântarea comună este dieta regulată pe care noi o căutăm și o încurajăm atunci când venim la oaltă. E unul din semnele umplerii cu Duhul Sfânt. Atunci când ai un duet, ai un solo, aveți un duet de fapt, că nu poți să ai un duet, nu? Aveți un duet, aveți un solo, gândiți-vă la cele cântări în așa fel încât nu să atrageți atenția asupra dumneavoastră. Ce ați mai învățat? Cât de bine cântați? Gândiți-vă la cele cântări, astfel încât atunci când le cântați, întreaga biserică să se închine. Uite, fac un apel de acum, că noi am mai spus așa în particular, dar ne scapă. Când mai cânți o cântare singur, scrie versurile acelea pe calculator și adă-le acolo la laptop, ca să le putem pune, să cântăm împreună. Că scopul nu-i să te ascultăm pe tine. Scopul este să ne închinăm împreună cu tine. Când cântăm împreună, se cântă împreună cântarea comună, dragul meu, nu sta doar să asculți. Participă, n-ai voce, nu-i problemă. Nu-i nicio problemă, că nu-mi cânți mie. Nu-mi cânți mie, participă acolo. Cui cânți? Cine este audiența? Aduceți din toată inima laudă Domnului. Și vestea bună este că Domnul nu stă să asculte dacă ai voce sau nu. Domnul se uită la din toată inima. Domnul se uită la inimă. Așadar, primul semn, prima caracteristică în acest text este închinarea călăuzită de Duhul. A doua caracteristică este o inimă mulțumitoare, o mulțumire călăuzită de Duhul. Versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Observați în versetul acesta prezența Trinității? Adică persoana umplută de Duhul îi mulțumește Tatălui în numele Fiului. Cu alte cuvinte, toată Trinitatea lucrează în inima ta chiar acum ca să te facă o persoană mulțumită. Să te facă o persoană recunoscătoare. Și observați ce zice acolo. Când trebuie să mulțumim? Întotdeauna. Hai că nu-i nevoie să fie soare afară. Nu-i nevoie să fie ziua salariului. Nu-i nevoie să-ți meargă toate lucrurile bine. Totdeauna. Și pentru toate lucrurile. Atenție! Nu în toate lucrurile, deși trebuie în toate lucrurile, dar zice mai mult decât atât. Pentru toate lucrurile. Soare sau ploaie,
sănătate sau boală, mărirea salarului sau concediere. Noi mulțumim pentru toate lucrurile prin puterea Duhului, pentru că știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și atunci poți să spui că lăuzit și umplut de Duhul lui Dumnezeu, la fel ca și Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și ultima caracteristică, versetul 21, supunerea călăuzită de Duhul. Asta e poate semnul umplerii cu Duhul Sfânt care nu ne place. Nu? Cu celelalte le mai reglăm, da. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Imaginea asta a supunerii e imaginea acelui soldat care împlinește instrucțiunile date de superior. Și asta spune Apostolul Pavel aici. O persoană plină de Duhul știe cum să urmeze pe cei ce conduc. Dragul meu, ești în biserică doar după poziții, după politică bisericească? Cauți scurtături, șmecherel, continu în opoziție? Nu ești plin de Duhul Sfânt. Asta spune Scriptura, e clar. Nu ești plin de Duhul Sfânt. Cauți în biserică o platformă pe care să te afișezi? Cauți în biserică un loc în care să te ascunzi? Insiști că tu ai nu știu ce drepturi? De fapt, arăți că nu ești umplut cu Duhul Sfânt. Oamenii plini de Duhul Sfânt se supun. În fire, nu ne place să ne supunem. Soție nu-i place să se supună soțului, copiilor nu le place să se supună părinților, angajaților nu le place să se supună angajatorilor, cetățenii nu le place să se supună statului lăsat de Dumnezeu. Ei, auzi, dar ce, nu-s și ei oameni ca și noi? N-au și ei două mâini și două picioare? Dragul meu, când gândești și vorbești așa, înseamnă că n-ai citit tot versetul. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Adică o facem de dragul lui Hristos și o facem știind că într-o zi vom da socoteală înaintea lui Hristos. O fac pentru că indiferent ce simt sau ce nu simt pentru tine, nu voi lăsa sentimentele mele să-mi strice raportul pe care trebuie să-l dau adevăratului stăpân. Și tocmai de aceea, dacă asta mi-a dat de făcut, mă voi supune și voi asculta până Dumnezeu va schimba situația. Țineți minte exemplul Domnului Iisus Hristos, exemplu clar de umplere cu Duhul Sfânt, Filipeni 2:6 spune, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit drept un lucru de apucat a fi deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. A luat chip de supus, de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dacă Hristos a făcut asta, cine suntem noi să nu ne supunem? Dragul meu, dacă nu-L cunoști pe Domnul în această dimineață, înainte de a te supune altora, ești chemat să te supui lui Hristos. Privește la El, privește la ce a făcut Hristos. Cu toții ne vom înfățișa într-o zi înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu și Dumnezeu va cere socoteală de viața noastră. Știți care e singura speranță? Să avem un apărător, să avem un avocat acolo. Pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Faptele tale bune nu-s decât o haină mânjită înaintea acestui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu. A trăit pe acest pământ, a murit pentru păcatele tale, a înviat a treia zi, pentru ca oricine își pune încrederea în El, pentru ca oricine se pocăiește de păcatele sale, să aibă parte de iertare gratuită, de o viață nouă și de speranță veșnică. Și dacă spui, aș vrea toate acestea, dar nu mă pot ține, sigur că nu te poți ține. Cine a zis că te poți ține? Dar Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt. Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt ca să poți trăi viața aceasta din belșug. Drag sfânt, drag membru al acestei biserici, te plângi, ești frustrat că lucrurile nu merg bine, că nu ai acea plinătate despre care citești, dar nu o vezi în tine? Cercetează-te în această dimineață acum când te apropii de masa Domnului. Aleargă și tu la Hristos, aleargă la cruce și cercetează-te să vezi dacă ești bine legat la Duhul Sfânt, la cuvânt și la părtășia Bisericii lui Hristos. Afundă-te în toate acestea. Afundă-te în cuvânt, în părtășie. Și astfel vei fi plin de Duhul Sfânt
și vei putea face voia lui Dumnezeu. Amin.